pune masa, mama, ajută-ne. Bună ziua la toți banii mei, vreau să vă spun că sunt cu, pește, cu mama aici, cu patroana astăzi de flori, sărbătorim florile, am făcut grătare, am făcut, face Bogdan în pește, am făcut pește eu. Am făcut pește Bogdan, haide cu patroana aici. Și patroana. A pus. Și vreau să vă spun că acum am îmbrăcat, m-am aranjat că e sărbătoare, nu mai fac treabă, nu mai facem la carne, că nu e bine sărbătoare. Ies florile, urez la mulți ani la toate, să urez la toți fanii mei la mulți ani de ziua de flori. La mulți ani care le cheamă Florin și Florina, să le dea Dumnezeu sănătate și un Paște fericit. L-am pus pe Ion Odinesc eu, că am fost la cimitir la bărbatul meu și acum abeu și eu două pară de vin. Și uite cine face mămăliga, ia uite. Și eu îmi face mămăliga. Eu le pe spate la mămăliga. Să mâncăm cu pește, prieteni. Arată lui Ion, lui Ion, hai. Dă-i pe Ion, dă-i, du-te la Ion. Da, da. Du-te acolo, Olga, vede, du-te. Da, mai du-te, du-te, lasă că vede Ion, nu fani pe Ion. Tu ce bea, ia, ce, cine e Ion? Tu ești o pieriță, ține pe mine. Da. Nu așa mai... să ține, dincolo, Ion. Da, lasă că așa e. Nu mai conduce, gata, are dreptul și ea. Ia de Bogdan aici, pregătește, ce pregătești, usturoi? La usturoi, prețele pe ea. Facem de usturoi cu mămăligă, da, cu pește pe grătar. Și tocăniță cu ciuperci și cu pește. Și ce vin, de unde vinul ăla? De la cumnatul Dutandizi, de la Luci. De la Luci ne-a dat o două tine. Vinul ăsta de la Luci, nu? Da, îi mulțumim frumos bea pentru vin. Bea uite o pară până acum, bea baba. Baba bea, că pace de toate, baba. Da, prieten. Zii Bogdane, zii Bogdane, vorbește Bogdane. Intră, nu vei Ioane, bravo lui Marian, mulțumim lui Marian, că îți face toate analizele, vezi de acolo, cot acolo. Mămăliga. Da, prieteni, suntem cu Ion aici, prepară o mămăliguță cu pește, vă dorim la mulți ani la toți și... care se cheamă nume Florin, da. Florin și Florinele. Dar ziua ta când a venit Ion ca să... De... A, de Sfântul Ion. A, da, de Sfânt, da. Mai e și pentru de că te Sfânt. Cheamă Ion, nu? De Sfânt Ion, de 7 ianuarie. Mă rog. Asta este, prieten. Când am mândru ca ce de... Suntem aici. De unde am eu toată lumea? Nu... Nu are inima ca mine. Doamne, s-a bătat mama, eu toată de patrona. Toată lumea, prieteni. Prieteni, toată lumea mi-a răcat că n-are inima ca mie. De la vinul ăsta unde i-am adus eu roze, vedeți? Nu bea de la mine, dar numai de la Luci. Beam de la fata mea, că-i lacrimă de strugul. De la Luci. De la Luci din vie. Da, prieteni, e un vin foarte bun. Uitați. Mai am un porc, prieteni, după Paște să-l tai, să fac frujoale când ai mâncat în poalin. Avem purceii mici să le tăiem, să frigem unul pentru urs, unul pentru leu și unul pentru Alin. Și Alin are doi mari să le taie mâine cu mumă asta să facă treabă. Mâine să taie? Să tot, nu luni. Luni. Nu mâine. Nu luni. Mâine, mâine. Și să facă și el acolo Alin, să vadă și Mihaila cum să taie porci, să facă și ei ce trebuie. Eu, Bogdan, am muncit toată viața mea. Uite, așa am pus lucrurile la și porc. Mai muncești, și mai muncești. Și... Să fii sănătoasă, da. Mulțumesc, da. Dumnezeu. Și de ce? Știi că am dormit pe mărți la spital. Da. O să-mi vină lăutați să ne cântă. De ne ziua mea, din 1 mai, aici vine fanii când mei. Când e ziua ta? De 1 mai. Cât mai? Pe ce păi zi? Astăzi suntem în 28, și sau? Când e Paștele? Pe 5 mai? Pe 5 mai, da. Deci pe 3 zile. A, și facem... 4 zile mai înainte. De 1, da. Bravo. Facem ziua ta și jucăm cu apă de măcelar, să vă facem mai jucar. Da, prietenă, o să revenim mai târziu pentru că... Prieteni, o să ia Bogdan casa aici lângă noi. Prieteni, o să ia Bogdan casa lângă noi aici, dă 3 miliarde, îi dau eu 1 miliard și dă el 2. Și o să ia casa lângă noi să fie aproape de noi. Să nu mai stăm la Craiova. Da, mi place foarte mult de Gardul Roșu. E frumos la cafea. Gardul Roșu, acolo sunt pete, cafea, da, sâcă, pisâcă, acolo bea cafea. Toți suntem acolo. Te-ai văzut mașina lui sâcă, pisâcă, e la acolo ca bea cafea. Da, este aici sâcă, pisâcă.
prietenul nostru, tovarășul. Ia vezi telefonul. Ori l-ai pus la încărcat, lasă că l-a pus la încărcat. Nu, asta e lui patrona. Ce să fac? Ioane, ia vezi dacă, de la porți. Stăm aici, odinim că a făcut treabă. Tăia patrona, vreo 17 porci. Ce faci, găbești o bărăriță? Da, de sigă, ia zi, ce faci? Ce la fanii mei, stai lângă patron acolo. Nu mai că plec pe la mai. Unde pleci? Nu se simte bine. Ce a pățit? Nu știu, mă duc până acolo. Ea n-ai adus-o pe la noi deloc, zicea să... Ziceam să stai aici, să mănânci și tu pește, că e sărbătoare aici, aia ce face Bogdan. Sigă, adă-și tu pe mamă ta aici, te rog eu. O aduc mai târziu. Hai, te rog. Te rog frumos. Hai să vii că pregătește Bogdan acum pește, saramură de pește. În bucătărie este. Ioane, ăsta dă crocuri. Ia, 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 filmul ăsta. Filmul ăsta când găge de când găge. Ia, tu bei un par de apă, ceva, n-ai mâncat. Eu facem mămăligă. Păi știi, eu să facă mămăligă. Da, tu mă vezi și la mămăligă. Păi eu nu mai fac nimic, Ioane, că e sărbătoare. Eu am făcut ieri, am făcut carne, ai văzut? Da, mă. Ce faci aici? Mămăligă, ce vrei să fac? Da, și mă vezi pe mine să... Nu mă săcăi la cap. Tu știi? Ești copilul patron al vitrui. Nu-s copilul nimănui. Nu-s copilul lui Dumnezeu, atât. A, ești față vitre cu mine? Da. Aici am pus ieche să mâncați cu fratele tău cu mămăligă. Ce faceți peștele? Și fac ăștia să mănânc cu fratele tău, uite. Păi eu nu mai fac nimic, am făcut ieri. Da, ce fac eu, mamă, fac eu. Ține-o lângă pe alea, uite pe alea. Ce faci, Bogdan? Ce faci în sticla aia? Arată la prietenii noștri cum se prepare un usturoi, la sticlă, prieten. Hai să vedem. Da. Uite, vă fac pipoțile astea să le mânca la tigaie. Și crie. Ce faci, Bogdan? Ia să vă arăt și prietenii noștri cum să prepare un usturoi. Ia. Dar nu avem, avem un pățit aici. Uite, patrona se mai la tigaie. Da, la tigaie. Lasă fie. Dar pâine n-avem? A, da. Unde? La magazin. Eu nu mai pot, Bogdan, vir unde am topit carne. Stai, arată la prietenii noștri cum să fac un... Vor să fac și un usturoi la sticlă, dacă... Știu, uitați un usturoi, să ce pui vezet acolo și faci? Da, se tăpă jumătate prieten, să bagă în sticlă. Și apoi o să vedeți rezultatul. Da? Nu știu asta dacă e bună, dar ne trebuie o sticlă mai mare. Eu cred că o sticlă mai mare trebuie bună, că asta e așa. De 36 de minute aia, nu ne trebuie legată. Ce mai important?
să vadă și prietenii. De ce ai pus în sticlă mare? Până acum ai zis că... Aia mare să face mai bine. Ne-a așează tu telefonul aici. Să frământă mai bine, prieteni. Da, Ioane, stai așa, stai așa. Te vezi bine cum faci? Ioane, să nu ne doare stomacul, Ioane. Da, să vede acum. Lasă fiarbă faci. Bine, Ioane. Ia Bogdan, să vede. Da, să vede, prieten, uitați. Usturoiul se face în două sau în patru, cum vrei, ca să fie mai ușor de bătut. Ia vedeți. Facem o rețetă specială pentru toată lumea aici care să mănâncă pește în ziua de astăzi, nu? Pește să mănâncă. De Florida. De Florida. Dar știți cum e, pește fără usturoi nu are gust. Atunci bea un par de vin să nu mai supărăm. No. Ia să punem punem niște sare. Sau dacă nu punem vegete direct. Dar cu apă și aia. Cu tine. Nu, lasă prătine aici. Filmează pe Ion, pe patron. Ioane, avem vegeta aici. Unde? Aha, gata, am văzut. Prieten, punem așa cu mâna. Nu punem foarte mult, că pentru vegeta a zis că nu e bună. Așa e, Ion? Ce? Vegeta nu e bună, prea multă? Bacă lumea, o? Lasă fiarbă bine, Ioane. Amestecă așa din când în când și lasă fiarbă. Da, mai vorbește și cu banii. Ce să fac? Că vă spun la mulți ani, la toți doamnele care vă cheamă Florina, Florin, toți domnii, toți copii, toate domnișoarele, vă urez la mulți ani. Din Florin să vă ajută Dumnezeu să aveți un Paște fericit alături de familiile voastre și alături de cei vei dragi. Și vreau să spun că sărbătoresc aici împreună cu mama mea, cu patroana, cu fratele meu, vine și fratele meu și copiii, nepoții. Îl aștept și pe Pindea, îi spun la mulți ani, Pindea, că te cheamă Mihai Ionuț Florin. Sărbătorim și ziua la copilul meu, unde îl cheamă Mihai Ionuț Florin, Pindea, adică îi spun la mulți ani, Pindea. La mulți ani. Că este ziua ta, că te cheamă Florin. Și așteptăm acum să vină Anca, Căt, Darius aici. Unde duci, Ani? Să locuim, da. Du-te. Dar faci mămăligă. De ce mai bine? Ce vreau să vă spun că l-am muncit. Că am muncit de 2-3 zile cu mama, m-a ajutat de... A luat porci, așa la noi obicei, înainte de paște în porci. Și în ziua de Paște vezi că băgăm un mel întreg la cuptor, carne de porc, curcani, să sărbătorim Paște împreună cu familia, împreună cu prietenii, cu știință, să ne mergem unul la altul. Și vreau să vă spun că sunt aici cu mama și... O să mai mergem și la Creoma, o să mai stăm și aici, o să mergem și la Caraula și la mine acasă. Este Cătălin și Banca, trebuie să stai și porci. Da, Bogdan bate usturoiul în sticla aia. Hai să vă arăt, a zis să nu mai fac eu mâncare, că e sărbătoare, că fac el, că a făcut el. Și că am ajutat-o pe patroana și a zis, lasă-mă, Olga, să fac eu. Vedeți ce înseamnă un bărbat adevărat manichin.
și mă ajută și la treabă și la mâncare și mă înțelege. Dacă ne înțelegem, asta contează, înțelegerea. Ai făcut, Bogdane? Ia să arăt la prietenii tăi. Ce arăți? Asta de usturoi, să bate sticlă. Cum ai bătut-o? Ia să mai bate, ia bate. Păi cum ai făcut-o? S-a topit toată usturoiul. Păi trebuie să pui apa, cum să faci să rămână. Da, punem apa. Da, apă de la rubină, nu? Nu, să punem de la rubină, că n-am rămânat. Nu mai ploaie frumos astăzi.